Gäste für den heutigen Heiligabend, so wie sie im Brief des Paulus an Titus im 2. Kapitel verzeichnet ist. Es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes aller Menschen und nimmt uns in Zucht, dass wir absagen dem ungöttlichen Wesen und den weltlichen Begierden und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt lebend und warten auf die selige Hoffnung und das Scheinen der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns erlöse von aller Ungerechtigkeit und reinigte sich selbst ein Volk zum Eigentum, das eifrig wäre, zu guten Werken. Ascultați în ajun de Crăciun din Epistola Apostolului Pavel către Titus, capitolul 2. Pentru că Harul Mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor, învățându-ne să părăsim fără de legea și poftele lumești și să trăim în viacul acesta în chip cumpătat cu dreptate și cu cernicie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, care s-a dat pe sine pentru noi ca să ne răscumpere din nelegiuire și să curățească pentru sine un popor ales, plin de râvnă pentru fapte bune. Ja, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Halleluja.
schlafen und träumen mit der Sache mal klar und mit der Thema Träger leider und dann was. Sicherheit diese harte Welt einbringen kann.
gegangen. Und so machte sich der junge Hirte auf den Weg und suchte nach dem Lamm, aber draußen wurde es bereits dunkel. Sein Vater machte sich Sorgen, seinen Sohn ganz alleine gehen zu lassen. So gab er ihm eine Laterne mit auf den Weg mit 4 Lichtern und sagte zu ihm: Pass gut auf die 4 Lichter auf, dann werden sie dir auf dem Weg leuchten. Zuversichtlich machte sich nun Simeon auf den Weg, seinen Lamm zu suchen. Die ganze Nacht, den ganzen Tag hat er die Hügel abgesucht, aber keine Spur von seinem Lamm entdeckt. Doch da regte sich etwas hinter den Felsen. Er begann nach seinem Lamm zu rufen. Und plötzlich war da eine tiefe Männerstimme zu hören. Was suchst du? Ein Lamm? Vor ihm stand plötzlich ein großer Mann. Und der kleine Hirte erschrak. Er wollte davonlaufen. Von mir brauchst du keine Angst zu haben, sagte der Mann. Doch wenn du dein Lamm suchst, findest du es im Olivengarten hinter jenem Felsen. Ich habe es gesehen. Du hast mein Lamm gefunden. Danke. Kann ich dir irgendwie helfen? Helfen? Mir kann niemand helfen. Mein Weg ist im Dunkeln, sagte der Mann leise. Simeon hielt dem Mann einer seiner Lichter hin. Hier, nimm es. Es wird deinen Weg erkennen. Was soll ich mit 4 Lichtern, wenn du keines hast? 3 Lichter sind genug für mich. Du bist der erste Mensch, der freundlich zu mir ist. Danke, mein Junge, sagte der Mann. Und im Weggehen flüsterte er vor sich hin: Dabei bin ich doch ein Dieb. Der junge Hirte ging weiter, sein Lamm zu suchen. Und in einer Höhle regte sich etwas. Simeon rannte hin. War es ein Lamm? Nein, es war ein Wolf und er wurde langsam ängstlich. Der Wolf leckte seine Pfote. Aber als der junge Hirte näher kam, sah er die blutende Wunde an seiner Pfote. Alle Angst war weggeflogen. Schnell riss er ein Stück Stoff von seinem Mantel ab und verband vorsichtig die Wunde. Simeon stand auf, um weiterzugehen und sein Lamm zu suchen. Doch der Wolf zerrte an seinem Mantel und sah ihn an, als ob er ihm danken wollte. Hier, Wolf, hast du ein Licht. Es wird dich wärmen. 2 Lichter sind genug für mich, und ging weiter, bis er in eine kleine Stadt kam. Ein Bettler rief ihm zu: Eine Gabe, eine kleine Gabe. Ich habe doch selber nichts, sagte der Hirte. Ich bin nur Ziehen und der Hirte und habe mein Lamm verloren. Hast du es vielleicht gesehen? Oh nein, ich sehe nur Hunger und Not, antwortete der Alte. Ich lebe draußen in einer finsteren und kalten Grotte. Nimm wenigstens dieses Licht von mir, sagte sie. Es wird dir etwas Wärme und Licht geben. Der Alte bedankte sich und Simeon ging weiter und suchte und suchte. Doch keiner hatte sein Lamm gesehen. Sein letztes Licht leuchtete auch nur noch schwach. Als die Nacht hereinbrach, entdeckte er Licht in einem Stall. Er ging darauf zu und trat zögernd ein. Da schimmerte etwas Weiß im Halbdunkel. Es war sein verlorenes Lamm. Tritt näher, sagte eine freundliche Stimme. Simeon konnte nicht antworten, er war so glücklich. Dann sah er das Kind. Es lag auch nur ganz dicht bei seinem schneeweißen Lamm. Simeon kniete nieder und schenkte dem Kind sein letztes kleines Licht. Nur noch schwach glühte die Flamme. Doch seltsam. Wie von unsichtbarer Hand verzündet, flammte das Licht auf. Sein Leuchten breitete sich aus und erfüllte den ärmlichen Raum mit festlichem Glanz. Am Himmel strahlten die Sterne heller und heller, weit hinaus bis zu den anderen Gipfeln auf dem Feld. Liebe Schwestern und Brüder, der junge Hirte Simeon hat seine Lichter verschenkt und damit das Leben anderer Menschen etwas heller und schöner gemacht, vielleicht sogar auch gerettet. Das ist Weihnachten. Das erste Licht hat sie nun einem Dieb geschenkt. Keiner mochte
lieben, lasst uns anstecken von dem Licht, das am heutigen Heiligabend wieder in unsere Welt aufflackert. Lasst uns die Freude der Hoffnung wieder entdecken, so wie Simeon diese wieder entdeckt hat, als er sein Lamm beim Kind wiedergefunden hat. Gott hat uns durch seinen Sohn gezeigt, dass er ein liebender Gott ist, der nach jedem Menschen sucht und ihm nachgeht. Er hat uns gezeigt, was es heißt, ein Licht für andere Menschen zu sein und Liebe zu üben untereinander. Und so wie Simeon, lasst uns auch zu dem gehen, der selber in unserem Leben Licht sein will, denn nur dort werden wir das finden, was wir im Leben verloren haben. Ich wünsche uns allen, dass uns in dieser Weihnachtszeit ein Licht aufgeht, dessen Schein unsere Herzen hell macht und hinaufstrahlt in unser Leben und bis in die hintersten Ecken dieser dunklen Welt. Du willst, König George, was ist am Aussichtstag am Schieber sucht, was ich habe eine Masse verwässert in Bibel nach der Adonne und uns Jesus Christus. Wo Bibel in Versuile, Prostite, tinerii care ne-au prezentat scena de Crăciun, voi prin cântările de Crăciun, dar și corul și orga au făcut ca mesajul nașterii Domnului nostru, Iisus Hristos, să răsune din nou în lumea noastră. Mântuitorul vine la noi, ca fiecare dintre noi, și aduce cu el milostenie, iertare, dragoste, dar și lumină într-o lume mult prea întunecată. Lumina știm își are rostul ei să ne lumineze calea noastră pe care o parcurgem în viață, dar și inimile noastre. Magii au găsit pe trupul Iisus cum este datorită luminii pe care au urmat-o pe cer. Lumina, deci, un element fără de care ne-am rătăcit, fără de care viața pe pământ nu ar fi posibilă. Însă lumina trebuie să fie nu numai afară, ci și în inimile noastre. Într-o lume care devine tot mai dură, Crăciunul vrea să ne amintească în fiecare an cât de important este să fim uniți, să fim alături ca nevoie de fiecare soră și frate în suferință. Deseori credem că un obiect cadou ajunge să ne facem datoria față de aproape. Faptul că Dumnezeu și-a trimis propriul Fiul oamenilor ne arată că oamenii au nevoie nu neapărat de lucruri și obiecte, ci de alți oameni care să le aducă lumina în suflete. Propriul Iisus în Iesle asta vrea să ne aducă. Lumină care să ne facă și pe noi să strălucim pentru alții. Care este semnificația adevărată a Crăciunului? Vreau să vă aduc mai aproape dintr-o poveste. A fost odată un păstor pe nume Simeon. Într-o bună zi, mielul lui cel drag s-a pierdut și nu l-a mai găsit.
ar fi vrut să-i mulțumească. Atunci, Senior, i-a lăsat o lumânare Duhului să se încălzească o zi. Și astfel, păstorul nostru a plecat mai departe în căutarea Mielului Cărbun. După ce a căutat, fără succes, a ajuns într-un orășel. Iar la marginea drumului, un cerșetor l-a rugat să-i fie miloș și să-l ajute cu bani. Însă Simon i-a zis, că și el este doar un păstor sărman care își caută Mielul Cărbun. L-ai văzut cumva? Îl întrebase. Nu, răspunse nevoiașul. Eu văd doar foame și stau într-o grotă rece la marginea orașului. Iată ca mine aceasta să te încălzești puțin și să luminezi adăpostul, zise atunci Simeon și plecă mai departe. Cu speranțe tot mai puține și cu ultima lumânare în terminar, căgărând tot mai puțin, zărise deodată un graj care l-a luminat. Intrând acolo, oarecum nedumerit, o voce prietenoasă l-a chemat să intre fără frică. Atunci ochii lui s-au umplut de lacrimi de bucurie, căci și-a văzut mielul lui cel drag lângă un prunc în iesle. Simeon a îngenunchiat și a dăruit pruncului ultima lumânare din ferinar, care aproape se stinse. Iar atunci, ca printr-o minune, lumânarea s-a aprins din nou și a umplut grajul de lumină. Iar stelele afară, pe volta cerească, străluceau ca nicio altă noapte. Până la ceilalți păstori. Lui credincioși, păstorul nostru, Simeon, a dăruit lumina sa oamenilor. Și astfel, el a făcut ca viața lor să fie mai luminată și mai căduroasă. Firea prima lumină a dorit Domnului Iisus. Suntem lumină, tu și eu, atunci când ne luăm timp pentru cei prigoniți de lume, pentru cei ce sunt singuri și uitați de noi. A doua lumină, păstorul nostru i-a dat-o unui lup bolnav. Suntem lumină, tu și eu, atunci când ajutăm de aproape nostru la nevoie, când ajutăm cu faptul, dar și cu vorbul. A treia lumină, Simeon i-a dat unui om sărman. Suntem lumină, tu și eu, atunci când împărțim cu ceilalți și când facem ca bucuria de sărbători să ajungă și în acele case și locuri în care în tot restul anului nimeni nu pășește. Dar a patra lumină, păstorul a dat-o pruncului din iesle, care este însuși lumina și care a făcut ca lumina aproape strânsă să ardă din nou. Fiți credincioși să primim la rândul nostru lumina speranței și a bucuriei, așa cum Simeon a cunoscut-o din nou când și-a văzut mielul cel drag lângă pruncul din Iesia din Betlehem. Profetul Iesaia din Vechiul Testament, care a trăit cu mult timp înainte de nașterea lui Iisus Hristos, a sperat și el la o lume plină de lumină. Nu și-a pierdut o viață întreagă speranța că această zi va să fie. El spune, poporul care intra în întuneric vede o mare lumină. Peste cei ce locuiau în țara unde morții răsare pe lumină. Profetul Isaia a știut că în această lume există o lumină mult mai puternică decât întunericul. Și iată că ea a venit acum 2000 de ani. Lăsați-ne așadar azi în carul ajunului de Crăciun să fim pătrunși de această lumină. Dumnezeu mi-a arătat că este iubitor și că se bucură de fiecare dintre noi. De aceea putem fi bucuroși. Iisus ne-a arătat în viața Lui ce înseamnă a fi lumină și pentru alți oameni. Vă doresc tuturor ca lumina Crăciunului să răsară deasupra tuturor și să pătrundă în sufletele voastre și inimile fiecăruia dintre noi. Amin. O te fi legată spre ce gării, spre spunțele, fără un evare, o să vedea să-ți vin Hristos.
Alexandra, sag das deinem Zettel der Weihnachtsmann gehört. Ist der Muffe auch hier? Nein. Ist er nicht? Wieso? Hey, das ist auch der Päckchen. Thank you.